Au vrut să se răcorească după o zi toridă de vară, dar au trăit spaima vieții lor. O fată de 17 ani și un tânăr de 25 de ani se aflau ieri seară la barajul de la Stânca Costești. La un moment dat, cei doi s-au urcat pe o saltea pneumatică să se relaxeze. Aceasta însă s-a răsturnat departe de mal, iar curenții puternici îi trăgeau pe tineri în jos. Au început să strige după ajutor și, din fericire, câțiva oameni care se aflau în zonă au sărit să-i salveze. Au reușit să-i aducă la mal, iar în scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj SMURD de la Ștefănești și unul de terapie intensivă mobilă de la Botoșani. La unitatea de primiri urgențe a ajuns doar băiatul care, spun medicii, era în stare critică, iar starea lui se agrava și mai mult. Com Glasgow gradul 3, 4, cu declarativ în nec, s-a aruncat după o colegă în apa rece la nivelul râului Prut. Pe parcurs starea lui s-a agravat. În prezentarea în secția noastră era pe scara 3 în comă Glasgow, prin comă hipoxică, după imersie în apă. Tânărul a fost supus unor investigații amănunțite, iar medicii fac eforturi mari să-i salveze viața. S-a recomandat și un examen toxicologic pentru a vedea dacă nu a consumat anumite substanțe sau medicamente. La fel, colegii de gardă au recomandat, dacă starea lui o permite, un examen CT cerebral și un examen CT de coloană cervicală pentru a vedea dacă apar leziuni la aceste nivele. A fost internat în secția de terapie intensivă, repet, în stare deosebit de gravă, iar prognosticul este rezervat, chiar dacă vârsta lui este tânără, deoarece încă nu se știa exact ce leziuni sunt la nivel cerebral, dacă sunt sau nu irreversibile, sau la nivelul coloanei cervicale. Având în vedere că meteorologia anunță temperaturi extrem de ridicate pentru această vară, iar mulți botoșeni caută să se recorească în apă, este recomandat ca aceștia să fie foarte atenți, să nu se avânte în larg, mai ales dacă nu știu să înoate, pentru ca în această vară să nu avem parte de tragedii.